străjuit de lună, puțină lume în tribune, cel puțin tribuna a doua este pustie. Mă întreb dacă s-a dat voie la public să intre pe acolo. Avem încă un meci din 16.000-le Cupei României la fotbal, Unirea Târlungeni. Echipa organizatoare, clubul organizator întâlnește deținătoarea trofeului ediția 2013, Petrolul Ploiești. Echipele au venit de la vestiare. Petrolul, acord atenție mare acestei competiții, a trimis o echipă foarte apropiată de cea standard. Meciul arbitrat de Ionuț Coza, ajutat de Cosmin Vatmanu și Romică Bârdeș, Unirea Târlungeni, într-o așezare 4-4-2, Muțiu în poartă, Marin, Burlacu, Șerban și Vlășceanu sunt fundași, Petra, Minciună, Dâlbea și Pastor mijlocaș, în față Nicolae și Chirciu. Echipa este antrenată de Daniel Bona. Benga și Liviu Nicolae sunt cei doi capitani. Iată și triul de arbitri. Arbitrii mai puțin cunoscuți, dar care sunt buni pentru acest nivel al competiției. Petrolul Ploiești cu Cobrea în poartă, Peteleu, Benga, Genev și Fopore în apărare, Ropotan și Bucșa la închidere, Lemnaru, Zubir și Varga, mijlocașii din spatele lui Toto Tamuz, vârful de atac. Două absențe importante la Petrolul, Pesania și Musa, niciunul dintre cei doi nu se află pe foaie. Musa are probleme fizice. În turul anterior, Unirea Târlungeni a făcut scor cu Gloria Buzău 5-0 și așa s-a calificat în 16-im. Târlungeni vine de la Târlung, lacul de acumulare care furnizează apa potabilă în Brașov. Daniel Bona este antrenorul gazdelor, pentru că Unirea Târlungeni este gazdă astăzi. O echipă de Liga a doua, aflată destul de jos în clasament, poziția 12 din 14 echipe, cu o singură victorie în primele 4 etape din Liga a doua. Etapa trecută, Unirea Târlungeni a pierdut în deplasare la Mioveni 0-3. Petrolul nu stă nici ea prea bine în Liga 1, deocamdată este pe ultima poziție, are și 6 puncte penalizare pe care s-ar putea să le ia înapoi. Petrolul a pierdut etapa trecută cu Universitatea Craiova 0-1 pe teren propriu, gol primit încă din minutul 2. Petrolul are lovitura de începere și iată o primă minge în adâncime trimisă de Ropotan în zona lui Dacian Varga. Preluare cu pieptul al lui Toto Tamuz. Centrare prea lungă și acum posibilitatea pentru Unirea Târlungeni. Vlășceanu este în flancul stâng, mingea se duce în adâncime la Liviu Nicolae, capitanul echipei. Un atac din spate, puțin cam energic, al lui Marin. Pasa lui Peteleu la portarul Alberto Cobrea. Sigur, au spus-o încă 1000 de comentatori înaintea mea, dar ăsta este adevărul. Cupa are farmecul ei, pentru că Unirea Târlungeni nu are de pierdut decât lanțurile, ca să-l parafrazez pe Marx, mi se pare. N-are nimic de pierdut și sunt jucători care se pot afirma. E drept, mulți dintre ei, majoritatea dintre ei, sunt jucători de 30 de ani sau mai bătrâni. Prima intervenție hotărâtă a arbitrului Coza și un cartonaș galben arătat, dacă nu mă înșel, lui Ropotan. Da? Ropotan tocmai a luat galben, tocmai a ispășit o etapă de suspendare pentru acel cartonaș galben, pentru acel cartonaș roșu
încasat în urmă cu două etape, n-a jucat cu Craiova. Și, dacă nu mă înșel, în campionat are deja 7 cartonașe galbene încasate. Acesta este Eusebiu Tudor, antrenorul Petrolului, un antrenor tânăr de 41 de ani, legat de Petrolul prin multe fire, a petrecut 18 ani aici, a jucat și la copii, a jucat și la juniori, a jucat și la seniori și este pentru a doua oară pe banca Petrolului după sezonul 2008-2009. Degajează Cobrea, lung, și o minge respinsă de Vlășceanu. Este portarul Vlad Muțiu, unul dintre puținii tineri ai Unirii Tărlungeni în teren. Are 20 de ani, este jucător, un portar venit de la Dinamo. Peteleu aruncă de la margine, trimite înapoi, Benga, Genev, Fopore așteaptă la tușa din stânga. Da, spre el pleacă pasa, o diagonală frumoasă dată de Ropotan, totuși cam lungă. Fopore, francezul, n-a reușit să ajungă la acest balon, dar Petrolul se așează în pressing. Lășceanu George este fundașul dreapta al Unirii Tărlungeni. Sezonul trecut echipa a fost aproape de desființare, a fost salvată până la urmă de devotamentul jucătorilor care au acceptat să joace neplătiți. Au terminat sezonul trecut pe locul 4 în seria ardeleană. Fault întârziat, galben primit de Benga. Lovitură dură încasată de capitanul Liviu Nicolae. Liviu Nicolae este unul dintre cei mai vechi componenți ai Unirii Tărlungeni. E de 6 ani la echipă. Două cartonașe galbene încasate până acum de Petrolul, Ropotan și capitanul Alexandru Benga. Bun stopul. Bun stopul lui Petra. Primește minciună. Vlășceanu. Pasă cu călcâiul. Vlășceanu reprimește de la Pastor. Mingea trece și pe la portarul Muțiu. Interesantă pasă. O pasă care solicită la maximum pe fundașul Fopore. Minciuna a trimis o minge la întâlnire. Iată acum centrarea respinsă destul de greu de Benga. Și fault comis de Liviu Nicolae, capitanul Unirii, se pare că se resimte după acest contact cu Alexandru Benga. Alexandru Benga în imagine. Este pentru a treia oară la Petrolul. Benga a fost capitanul naționalei de junior 19 ani. A venit la Petrolul în iunie din Azerbaidjan, de la Kabala, echipă care a terminat campionatul Azer pe locul 3. Însă Benga nu a mai jucat acolo din ianuarie, s-a antrenat singur și se pare că l-a convins și pe Ropotan să semneze cu Petrolul. Sunt probleme destul de mari pentru capitanul Unirii, Liviu Nicolae.
se ține de genunchi. Acolo a existat contactul cu Benga. Și sperăm că va reveni în teren. Fi păcat pentru Unirea Târlungeni să-și piardă capitanul încă din minutul 7. Dacian Varga greșește pasa. Nu s-a uitat, n-a văzut că Fopore avansase și a pasat pe locul unde îl văzuse ultima oară. Petrolul deocamdată în suferință. Echipa nu merge prea grozav. Atacul este steril. Doar Voluntar și Poli Timișoara au înscris mai puțin în campionat decât Petrolul. Petrolul are 7 goluri marcate. Voluntarul și Poli Timișoara câte 6. Câteva rezultate interesante în această fază a competiției. Bandurii Târgu Jiu a trecut cu greu după penaltiuri de UTA Bătrâna Doamnă. CFR Cluj după prelungiri cu Balotești 1-0. Viitorul 2, a doua echipă a Viitorului, a învins Academica Clinceni, echipă de Liga 2. CSMS Iași trece după penaltiuri cu Berceni. Iar surpriza, până acum cel puțin, este eliminarea Craiovei. CSU Craiova pierde la penaltiuri la Bacău cu Sport Club. Ropotac. Benga. Peteleu este lipit de tușă. Primește. Este deposedat Peteleu cele din urmă. Zubir aștepta lângă el. Intervine din nou arbitru tocmai când Dan Bucșa dăduse o pasă bună. Capitanul Liviu Nicolae a revenit pe teren, dar nu mai poate continua. Și decizia arbitrului este îndreptățită. Probabil Liviu Nicolae va fi înlocuit. Se schimbă capitanul, banderola este preluată de Dâlbea. Da, iată-l căzând fără minge, nu mai poate. Ne pare rău pentru el, ne pare rău pentru Unirea Târlungeni. Și nu ne rămâne decât să-i urăm însănătoșire grabnică lui Liviu Nicolae. Banderola preluată de Răzvan Dâlbea, mijlocașul central. Încă o pasă a lui Varga, prea în spate pentru Fopore și francezul este nevoit să întoarcă jocul. Petrolul atacă acum pe flancul lui Peteleu. Peteleu, da, centrează destul de bine, în offside, probabil tot Otamuz. A fost semnalizarea asistentului Cosmin Vatmanu. Da, offside-ul este evident. Semnalizare bună a lui Cosmin Vatmanu, asistentul de pe atacant, de pe atacul Petrolului. Bun pressing. Dâlbea a fost cel care a recuperat. Chirciu. Urcă Vlășceanu. Se apără cu ambiție Dacian Varga și obține și lovitura liberă.
pasă greșită a lui Ropotan, a încercat din nou o diagonală spre Varga. Ropotan vânează această minge, scăpată ușor de sub control de către Dâlbea, a recuperat Peteleu, Bucșa și acum Benga. Ropotan trimite din nou la întâlnire pentru Peteleu, însă pasa nu are direcția optimă. Petrolul în pressing, un pressing dus până în careul advers. Degajarea lui Șerban în afara terenului. El este Ioan Șerban, stoperul Unirii, jucător de 32 de ani, de 3 ani la echipă. Popore, Zubir, francezul controlează balonul, dar nu reușește să găsească nimic strălucitor. Foarte bună această deviere, centrarea lui Varga, periculoasă, și apoi încă un voleu încercat de Zubir, în adversar însă, prinde acum Vlad Muțiu. Bun plonjonul lui Muțiu, mingea putea ajunge fie la Toto Tamuz, fie la Lemnaru. Lemnaru joacă mijlocaș dreapta, dar apare deseori la finalizare, sau, mă rog, jocul Petrolului este de așa manieră organizat încât la finalizare, în momentul în care mingea ajunge în flancuri și urmează să fie aruncată în careu, la finalizare apar și Toto Tamuz și Valentin Lemnaru. Pasă pentru Lemnaru. Foarte târziu fac schimbarea gazdele. Abia acum, la aproape 5 minute, cel puțin 5 minute, nu, cel puțin 5 minute au trecut de la înlocuirea lui Liviu Nicolae. Abia acum se schimbă jucătorul, abia acum intră înlocuitorul, este Ion Cornel Coman. Coman este și el un jucător spre final de carieră, 34 de ani, a jucat în Liga 1 la Corona. Bucșa și-a lovit adversarul, care a rămas desculț. Lovitură liberă. Se vede foarte clar ce a pățit Chirciu. Probabil călcat de Bucșa. Până la urmă, cartonaș galben încasat de Fopore. 3 cartonașe galbene primite de jucătorii Petrolului. Te-ai fi așteptat să fie invers. Lovitura de cap, destul de frumoasă a lui Coman, n-a reușit să imprime o forță absolut necesară balonului, să-i dea o boltă. Captură comodă pentru Alberto Covrea, portarul Petrolului. Peteleu urcă bine, Zubir așteaptă în dreapta. Primește Zubir, o fentă frumoasă și francezul cade în careu sau la marginea careului.
Acum asistentul semnalizează un foul comis în atac. Este lovitură liberă pentru gazde. Ia să vedem ce e aici. Păi atunci e galben dacă e simulare. Obligatoriu este galben dacă e simulare. Dacă nu există contact, este simulare. Se dă cartonaș galben pentru comportare nesportivă, pentru că jucătorul a încercat să păcălească arbitrul cu o căzătură, cu o cădere în careu. Da, acolo este fault. Fault comis de George Vlășceanu. L-a împins pe Dacian Varga în momentul în care a fost jucător al Sportului, se pregătea să ia startul. Totamuz și Lemnaru plănuind probabil o mișcare în comun la această lovitură liberă. S-au vorbit probabil care să atace colțul scurt, care să stea la bara a doua. Bravo, Zidu, bravo. Minciună reușește să scoată mingea în afara terenului. Recuperează din nou Petrolul, o centrare de lângă linia de fund. O centrare dată de Zubir și corner. Totamuz vrea mai multă acțiune din partea lor săi. Tamuz, cam dator la capitolul realizări, dar are și niște probleme fizice, niște probleme care l-au împiedicat să prindă un transfer în vară. Au fost mai multe discuții în Rusia, în prima ligă, parcă și în Turcia, în Israel, de asemenea, a avut o ofertă. Cu niște probleme fizice pe care sperăm că le-a depășit. Cert este că Totamuz are în acest moment un gol marcat în aprilie, dar atunci n-a mai punctat. E drept, nici n-a jucat foarte mult. Ghene v-a degajat, dar a fost contrat. Iată-l prins cu piciorul în pământ de intervenția lui Petra. Și bulgarul își revine. Ghene vinovat la golul încasat de Petrolul etapa trecută cu CSU Craiova. Ivan l-a driblat cu ușurință. Poate că a fost vorba și de o lipsă de încălzire a lui Ghenev. Faza s-a întâmplat în minutul 2. Arbitru lasă bine avantaj. Zubir, Lemnaru. Un 2-ul nu reușește. A fost Pastor. Acum Vlășceanu. Minge câștigată de Fopore. Aruncare de la margine. Acolo a venit Totamuz, care scapă de marcaj. Puternicul israelian de origine nigeriană a încercat un dribbling spectaculos. Varga, bună centrare. Acum Dâlbea. Pressingul Petrolului nu aduce decât o repunere din marginea suprafeței de poartă pentru Unirea Târlungeni. Etapa trecută Unirea a pierdut în deplasare la Mioveni 0-3 și joacă runda următoare pe teren propriu cu Olimpia Satu Mare. Pasă dată pe spate de Varga. N-a știut că acolo nu se află niciun coechipier. Dâlbea începe să se vadă tot mai mult în joc. Deocamdată reușește recuperări numeroase
și asigură acolo stabilitate, o consistență în zona din fața careului pentru Unirea Târlungeni. Peteleu, foarte frumos. Din păcate imprecis. Idee bună. Fază fluidă și rapidă, care putea să-l aducă pe Totu Tamuz în poziție de finalizare. Dâlbea stă la pândă Ropotan. Scoasă la Ropotan. Ropotan încearcă lansarea în adâncimea lui Totu Tamuz. Pasă însă nu reușește. Mingea este culeasă de Vlad Muțiu, tânărul portar al Unirii, spuneam, fost jucător la Dinamo. Pasă greșită dată de Petra. Tamuz încă un dribbling, poziție de șut. A venit din spate însă Dâlbea și a reușit să îi strice șutul. Zubir se duce să bată cornerul. Iată-l pe Dâlbea apărând la timp și poarta lui Muțiu este salvată, cel puțin pentru moment. Prea tare bătut acest corner. Petra, acum Minciună, care încearcă lansarea în diagonală. Foarte bună pasa lui Minciună pentru Chirciu. Chirciu l-are în spate pe Pastor, primește însă Dâlbea. Minciună, Marin cu o centrare imprecisă, dar iată, spre lauda lor, jucătorii din Târlungeni au reușit să ducă o fază din careul propriu până în careul advers, să construiască bine cu pase curate. Peteleu, pasă bună, Varga a ajuns în flancul drept, centrare prea scurtă. Coman pierde însă startul. Benga l-a deposedat. Lemnaru a ajuns în zona centrală. Fopore. Din nou Lemnaru. Bună ieșirea lui Burlacu. El a reușit să respingă această minge. A ajuns acum în flancul drept la Andrei Peteleu. Centrare din prima. Centrare bună. Muțiu a ieșit din poartă. A avut noroc că nu era niciun adversar pe acolo, gata să fructifice această centrare și această ieșire poate un pic necalculată a lui Muțiu. Lemnaru lasă mingea. Zubir. Trage Zubir. Apare bine Muțiu. Un șut foarte tare, dar tras la colțul scurt. Încă o dată șutul lui Zubir. Reflex bun al lui Muțiu. Mingea vine tare. În continuare poarta Unirii Târlungeni neatinsă. Benga, bine pentru Ropotan. Este Genev. Zubir.
Tamuz. Zubir rezistă bine. Zubir în continuare. Zubir spre Toto Tamuz. Mai avea încă două variante. Se pare că n-a ales-o pe cea optimă. Atac periculos. Unirea Târlungeni începe să sufere. Bucșa a venit să ia mingea de la portarul Cobra. El este Alberto Cobra, portar născut în Germania, la Meppen. Are 25 de ani. 3 ani de zile a fost juniorul lui Udinese. Iată-l acum pe Coman. A fost Pastor care a încercat să-l angajeze pe Coman. Deocamdată apărarea Petrolului n-are niciun fel de emoții. Ropotan, mingea îi revine. Pasă bună la Peteleu. Peteleu îl are în față pe Marin. Varga. Și-a deschis puțin unghiul. Centrarea se slabă. Ropotan. Foarte bine s-a înțeles Ropotan cu Lemnaru. Centrare lungă. Minge scoasă în afara terenului de Marin. Sorin Marin, fundașul stânga. Acesta este Ion Șerban, stoperul Unirii, jucător de 32 de ani. Și el cu vechime în echipă. Unirea Târlugeni, cunoscut momente dramatice sezonul trecut, spuneam, a fost la un pas de desfințare. Însă jucătorii au acceptat mai multe luni, 7 luni, să joace fără a fi plătiți. Lovitură de cap și deschidere de scor. Benga! Alexandru Benga trimite o frumoasă lovitură de cap. Daniel Bona este dezgustat de felul în care s-a apărat echipa sa. Benga, unul dintre cei mai înalți jucători de pe teren, un stoper cu o detentă bună, înscrie. Mingea se duce lângă bară. Lovitură perfectă, imparabilă. Un gol aproape imparabil, aș spune. Au sărit doi oameni cu Benga, dar niciunul n-a ajuns la înălțimea lui Alexandru Benga, capitanul Petrolului. Din motive obiective, probabil. Iar lovitura de cap jucătorului petrolist s-a dus perfect lângă bară, 1-0 pentru Petrol. Bulgarul Genev, jucător venit în această lună din Scoția, de la St. Mirren, echipă retrogradată. Victor Genev a fost jucătorul lui Levski Sofia sau Slavia Sofia, cluburi bine cunoscute în Bulgaria. A fost și internațional de tineret. O achiziție de care Petrolul avea nevoie. Zubir scapă de un fault.
Robotan încercând mereu să verticalizeze. Tentativă leudabilă, dar riscantă. Mingea nu mai ajunge la Vasile Petra, mijlocașul stânga. El recuperează acum. Pressingul lui Varga și stopul pe piept al lui Dâlbea. Pastor. Marin Sorin, fundașul stânga. Minciună, Dâlbea. Micuța echipă de lângă Brașov, spre Lauda, ei încearcă să construiască, încearcă să paseze, încearcă să joace. Județul Brașov, un județ altă dată cu mulțime de echipe, Liga 1, Liga 2, cu mulțime de talente, cu mulți fotbaliști importanți, un județ important pentru fotbalul românesc. Finale de cupă organizate aici. Ei bine, județul Brașov mai are doar două echipe în Liga a doua. FC Brașov și Unirea Târlungeni. Încă o dată offside-ul la Toto. Un gol care probabil va dinamiza puțin jocul, va liniști în primul rând jucătorii Petrolului, care mai relaxați probabil ar putea găsi soluții mai eficiente și mai frumoase în atac. Pe de altă parte, Unirea nu știu dacă mai are ce apăra. Bine, nu-i văd pe jucătorii din Târlungeni foarte dornici să se desfacă și să încerce acțiuni de atac, dar de mine de rău, ce sunt 1-0 nu le mai oferă multe variante. Iată-l acum pe Zubir, trage în plasa laterală. Pasă bună, iată, are mingea pe dreptul, o bicicletă frumoasă, pur și simplu îl pierde pe drum pe George Vlăsceanu, fundașul dreapta, însă cu stângul nu reușește să prindă spațiul porții. El este Abdelah Zubir, unul dintre jucătorii buni ai Petrolului, venit în această vară de la Istră, din Liga 3-a franceză. A jucat și el în Scoția, la Hibernian, are 16 meciuri în prima ligă scoțiană. Iată-l acum pe Dacian Varga, accelerează, cadență bună a lui Varga, dar este urmărit și deposedat până la urmă de Marin, fundașul stânga, Sorin Marin. Nesincronizare a lui Dâlbea cu Chirciu. Dâlbea spre același Chirciu, care scapă însă mingea de sub control. Frumoasă pasă a încercat Varga. Și acum un fault asupra lui Chirciu, comis de Jeremy Fopore. Intrare întârziată a francezului. Fopore a venit în această vară de la Botoșani. Era fără echipă de 8 luni înainte de a ajunge la FC Botoșani. Francezul a mai jucat în Bulgaria, la Burgas și la Sofia. Un șut destul de bun. Un șut cu pământul pe care Cobre îl prinde. Un șut tras de Marin, fundașul stânga de la Unirea Târlungeni. Iată o imprecizie care putea să coste. Zubir este cel care recuperează balonul și centrează bine. Lovitură de cap, Toto Tamuz, 2-0. Bine servit de Dacian Varga, Toto Tamuz înscrie
Și în sfârșit regăsește bucuria golului. Nu mai marcase din aprilie. 2-0. Spuneam că o să coste scump această imprecizie. O minge pierdută de Vlășceanu. Vlășceanu pierde balonul. Zubir este cel care recuperează. Centrare precisă pe fruntea lui Dacian Varga. Varga foarte altruist, foarte lucid, foarte eficient. Pasează lui Toto Tamuz și Tamuz înscrie pentru 2-0. Tamuz ar trebui să meargă la Varga, primul om pe care ar trebui să îl îmbrățișeze. Da, se duce la el. Bucșa coborât între cei doi stoperi, Benga și Genev. Degajează Cobrea, bine. Dacian Varga. Varga este un jucător de moral și atunci când are reușite în meci, începe să-și dea drumul la joc. Varga vine după adversarul direct, după fundașul stânga, Sorin Marin, și reușește să-l deposedeze. Acum o execuție bună a lui Pastor. Foschirciu, Vlășceanu. Din păcate pentru el, Vlășceanu are o contribuție importantă la marcarea celui de-al doilea gol. Chirciu pasă înapoi, Vlășceanu, Borlacu, celălalt stoper Ioan Șerban. Dâlbea. Bună diagonală. Bun și stopul. Foarte bun stopul lui Petra. Așteaptă însă cam mult. Minciună. O pasă încercată de același Pastor la margine către Sorin Marin. El este Pastor. Marius Pastor în imagine. Pastor a jucat în Liga 1 cu Corona. Iată cele două goluri înscrise până acum. Lovitura de cap a lui Benga și apoi combinația aceasta frumoasă, finalizată simplu și destul de ușor de Toto Tamuz. Între timp mingea ajunge la Peteleu, atacat și deposedat de Petra. Bună centrarea lui Dacian Varga din alergare, chiar de pe linia de fund. Faultul lui Bucșa asupra lui Pastor. Sunt câțiva jucători de la Unirea Tărlungeni care au jucat în Liga 1 la Corona Brașov. Fault în atac și a fost semnalizarea asistentului Romică Bârdeș.
Eusebiu Tudor patrulează neîncetat la marginea suprafeții sale tehnice și își dirigează permanent echipa. Nu-i slăbește deloc, îi cheamă mereu la pressing atunci când Tărlungeniu are mingea. Dâlbea s-a uitat în spate să vadă dacă vine tot Odamuz după el și dă drumul la o diagonală frumoasă către Chirciu. Fault în atac al lui Chirciu, deși el este cel care s-a lovit. Nu, nu este Chirciu, este fundașul dreapta, George Vlășceanu. Pasa a fost un pic prea înceată și din această cauză Vlășceanu n-a putut ajunge. Ideea însă a fost bună. Dâlbea a deschis frumos jocul acolo în flancul drept. Pastor încearcă și el un pressing. Tot amuz. Zubir. Cu fiecare meci Zubir devine tot mai important pentru echipa sa. Achiziție foarte bună. Bucșa, Varga. Este faultat totul Tamuz. Ion Șerban a fost în imagine, stopărul stânga al Unirii Tărlungeni. Un minut sau două de prelungiri pentru accidentarea capitanului Liviu Nicolae. Potan. Din nou diagonală și din nou bună. Zubir, Varga. Stop cam dificil. Nereușit însă. Un singur minut suplimentar. Benga deocamdată nu are probleme în a ține sub control pe noul vârf al Unirii, Coman. Din nou Ropotan. Petrolul pasează calm și așteaptă finalul de repriză. Fluieră Ionuț Coza, finalul primei reprize. 2-0 așadar, Petrolul Unirea Tărlungeni la Al Shoalah în prima ligă. Sebi Tudor vine după Tibi Selimeș, care în 8 etape a reușit o singură victorie. Dar Tibi Selimeș a făcut un meci foarte bun la București, pe Arena Națională, contra Stelei, 0-0. Și apoi repriza a doua, degajarea portarului Muțiu. Tușă pentru Petrolul, Fopore, Ropotan. Peteleu, minge bună, sau aproape bună către Zubir, a fost atent Marin, el a deviat acest balon care îi revine. Șerban,
incursiune curajoasă, iată, a câștigat 30 sau 40 de metri pentru echipa sa și acum pasă în adâncime către micuțul Chirciu, minge prinsă fără probleme de Alberto Cobrea. Varga. Tamuz. Zubir. Preluarea lui Zubir, șut cu stângul, minge care ajunge la Dacian Varga, șut din întoarcere, mingea băgată în vinclu. 3-0. Vă spuneam, Dacian Varga e un jucător de moral atunci când pentru el e suficient să dea o minge bună, să dea o pasă bună într-un moment important al jocului, după care își dă drumul la joc, iată-l venind la margine și îmbrățișat de coechipieri, de oamenii din staff. Totodată faza. Zubir, fentă frumoasă, minge care ajunge la Dacian Varga. Șut din întoarcere, cu piciorul stâng, Dacian Varga nu vede poarta, doar o simte și trimite minge acolo, sub transversal, aproape de vinclu. 3-0. Chirciu are spațiu, scoate la margine, Pastor, centrare modestă cu piciorul stâng. Dâlbea depășit de o pasă prea înaltă, Lemnaru, Ropotan, Toto Tamuz. Tamuz îl are pe Vlășeanu în față. Încearcă un doiul cu Lemnaru. Lemnaru a vrut să-i dea o pasă decisivă. A intervenit însă bine apărarea centrală a Unirii Târlungeni. A fost o pasă greșită a lui Cobrea și o boltă cercată de Pastor. Petrolul a câștigat de 4 ori campionatul în istorie, ultima dată în 1966. Dar are 3 victorii în cupă și ultima este de dată recentă, în 2013. Un 1-0 finală cu CFR Cluj, gol marcat de Bochila. Petrolul face pressing. Da, deși conduce cu 3-0, iată, Petrolul nu slăbește ritmul spre lauda jucătorilor săi. Pressingul e pressing. Recuperează Lemnaru, dar pasează imprecis. Și iată-l acum pe Toto Tamuz, demarcat în flanc. Fluier arbitrul, însă offside la jucătorul israelian de origine nigeriană. Toto Tamuz a venit liber de contract inițial, a semnat un contract pe 2 ani și jumătate cu 110.000 de euro pe an. A jucat în Rusia, la Ural Sverdlovsk. Acolo a avut un conflict cu antrenorul și n-a făcut o impresie prea grozavă, mai ales din pricina problemelor sale cu greutatea. Atacul lui Zubir, o pasă filtrantă pentru Lemnaru, care însă n-a trecut.
Zubir n-a reușit să preia. Ar fi fost o situație foarte bună pentru Petrolul. Ar fi fost 2 contra 1. Zubir și Totomus contra apărător, contra unui singur apărător. Minciună. Chirciu. Da, în sfârșit o fază bună cu centrarea lui Vlășceanu și minge recuperată, același Vlășceanu. De aceea Varga a coborât bine și a făcut cuplu acolo în flancul drept cu Peteleu, l-a ajutat bine pe Peteleu. Continuă atacul gazdelor. Minciună. Aruncă mingea spre Chirciu, aflat însă în offside. Încă o dată, offside-ul în care a fost surprins Ionuț Chirciu, care a jucat și el în Liga 1 cu Corona Brașov. Intră un junior brașovean, George Monea, un jucător de 18 ani. Tamuz, în offside. Se bate repede. A fost semnalizarea asistentului Romică Bârdeș. Iată acum un balon jucat precis de Benga. Pe margine freamătă de nerăbdare, tânărul George Monea, la 18 ani. Iată, are ocazia să joace împotriva unei prim divizionare și să apară și la televizor. Va ieși Pastor, Marius Pastor, mijlocașul dreapta, înlocuit, iată, cu George Monea. A doua schimbare făcută de antrenorul Daniel Bona. George Monea și-a făcut junioratul la FC Brașov. Mai mulți jucători care reprezintă ceva în Liga 1 au trecut pe la Unirea Târgu Jiu. Rareș Enceanu, jucătorul Stelei, sau portarul Florin Iacob. Pasă bună la margine, Zubir. Mingea-i sare, sare în braț. Zubir pretinde că mingea a sărit în piept. Să dăm dreptate arbitrilor. Intră Marinescu. Ropotan se uită lung. Să vadă. Da, el este schimbat. Este 3-0. Meciul deja nu mai are prea mare miză. Petrolul nu are cum să piardă această partidă. Marinescu în locul lui Ropotan. Prima schimbare făcută de Eusebiu Tudor. Un 3 contra 3 pe acest flanc stâng al apărării Petrolului. O manevră de jucată de intervenția lui Fopore. Da, pressing în 3 al Unirii și degajare în afara terenului. Minge câștigată de divizionarea secundă. Unirea Târgu Jiu a terminat sezonul trecut pe locul 4.
Acum e pe locul 12 cu o victorie și 3 înfrângeri în primele 4 etape. Coman încearcă un pressing. Cobrea n-a fost cea mai recomandabilă pasă. Varga era cu spatele la joc, era în zona centrală. Aceea Varga a fost nevoit să paseze înapoi la Cobrea, oricare de la margine, pentru unirea Târlugeni. Da, el este Zubir, Abdelah Zubir, om care a jucat și în Liga 1 scoțiană, vine din Liga 3 franceză însă, la Petrolul. Marinescu, pasă bună la margine, Zubir, Tamuz, offside. Tamuz lăsat bine în offside de Sherman. Asistentul Romică Bârdeș, luat la întrebări de Tamuz. Cam la limită, mă rog, nu avem chiar toate datele, nu, camera nu e pe linie cu asistentul, sau mă rog, cu penultimul apărător. Să-i dăm dreptate arbitrului. Kirciu pierde duelul cu Benga, dar câștigă aruncarea de la margine. Nu câștigă nici aruncarea de la margine, este tușă pentru Petrolul. Marinescu. Sunt chemați la pressing jucătorii Unirii. Pasa lui Benga destul de riscantă, Cobrea a trebuit să scape pur și simplu de minge. Pressing curajos al divizionarei secunde, care, iată, pierde acum mingea după execuție nereușită a lui Kirciu. Zubir, tamponat eficient acolo de Marin. Minciună, mută bine jocul pe flancul drept, urcă Vlășceanu. Pasă tare și prea în spate pentru Monea. Monea n-a putut să o controleze. S-a dat totuși fault această intrare a lui Dacian Varga. Vlășceanu, din acest motiv, a pasat imprecis, pentru că a fost faultat. Centrarea lui Minciună, boltă înaltă, recuperează Șerban, a vrut să-i paseze înapoi lui Dâlbea. Pasă telefonată însă și iată acum contraatacul Petrolului, Peteleu. Peteleu încearcă să treacă, este stopat însă de Marius Burlacu. Și imediat după greșeala lui Peteleu, este scos la încălzire Dean Beța. S-ar putea ca Peteleu să fie schimbat tocmai de Dean Beța.
fost Lemnaru, acum Marinescu. Varga. A crezut că Lemnaru pleacă. Varga nu înțelege lipsa de reacție lui Valentin Lemnaru, dar probabil că Exclujanu știe el ce știe. El deja se retrăgea, alerga cu fața spre poarta proprie. Tamuz îl tamponează pe Dâlbea. Arbitrul fluieră un mic cadou făcut lui Dâlbea. Iese Fopore, nu? Iese Fopore și nu Peteleu, cum credeam. Intră Beța, Dean Beța, care joacă fundaș stânga, da, schimbare post pe post. Ia să vedem dacă Beța primește acum. Falta asupra lui Marinescu. Fopore vine să salute galeria. Dean Beța la prima sa minge. Noul fundaș stânga, de picior drept însă. Monea, pasă prudentă. Lășeanu Monea, cercare de un 2, tușă pentru Unirea Tărlungeni. Cătălin Grigore, unul dintre secunzii Petrolului, și iată o lovitură liberă care ar putea anunța ceva interesant. A fost faultat Chirciu. Puțin mai devreme, portarul Alberto Cobrea i-a cerut arbitrului să nu permită executarea loviturii decât după fluier. Asta pentru că, iată, Cobrea vrea să-și aranjeze zidul. Arbitrii de Cupa României se pare că n-au spray, așa că așezarea zidului se realizează la mica înțelegere. Lovitura liberă. Poate stângaciul Marin. Da, el bate. Aproape. Destul de aproape. L-am văzut mai devreme puțin pe executantul loviturii libere, Sorin Marin, jucător de 5 ani la echipă. Chirciu. Chirciu l-a văzut ieșit din poartă pe Cobrea, a crezut că va reuși să prindă o folia seca. Încă o dată execuția din întoarcerea lui Varga, moment de inspirație venit din partea fostului jucător al sportului studențesc, Dacian Varga, este fiul lui Ioan Varga, fost fundaș lateral la Dinamo. Însă, iată-l acum pe Zubir, Zubir, neglijent, nu prea se ratează dintr-o asemenea poziție, mai ales un jucător de valoarea lui nu ratează, are colțul lung, destul de larg deschis, unghiul destul de mare. Zubir prea relaxat, nu reușește să punteze.
Vorbeam de Dacian Varga, fiul de fost fotbalist de performanță, însă Dacian Varga în interviuri insistă că educația a primit-o de la mama sa, mama sa l-a crescut. Fault destul de tare al lui Vlășceanu. Bucșa, Zubir. Un fault foarte util al lui Marin. Lovitură liberă pentru Petrolul. Portarul Muțiu vrea patru oameni în zid, însă s-a executat repede. N-a mai fost nevoie de zid. Centrarea prinsă de fostul portar de la Dinamo, Vlad Muțiu. Hands. Hands comis de Beța. Ultima schimbare făcută de antrenorul Daniel Bona. Iese Petra, dă-l în imagine. Vasile Petra, de la Vântul Reghin, jucător de 31 de ani. Și intră Robert Vasiloi, un alt junior al Brașovului, jucător de 19 ani. Cam așa arată lotul Unirii Târlungeni, fie jucători de peste 30 de ani, fie juniori sub 20 de ani, fie jucători sub 20 de ani. A faltat Chirciu. Chirciu are și el 32 de ani. A fost și el jucătorul Coronei în Liga 1. Corona a fost un experiment nereușit. O creație artificială care a înghițit bani, a înghițit energii și care n-a adus mare lucru pe scena fotbalului brașovean. Două echipe care s-au canibalizat reciproc, FC Brașov și Corona. Una e desfințată, cealaltă este în Liga 2, FC Brașov. Dacian Varga, Beța. Beța a obligat să centreze cu piciorul stâng. Coman n-a putut controla o minge sărită. Aruncă de la margine Petrolul. Dean Beța în imagine. Jucătorul revenit de curând, intrat de curând în teren, are 24 de ani. Format la Reșița, Beța a venit acum 2 ani de la Sportul Studențesc. A fost internațional de junior și de tineret. Trecerea lui Zubir și faultul de galben al lui Ioan Șerban. Avertisment arătat cu promptitudine de arbitrul Coza. Barcelona este condusă la Vigo cu 1-0 în minutul 27. La Timișoara, Viitorul Constanța are în continuare 1-0 în minutul 70. Marinescu bate prea sus această lovitură liberă. Laurențiu Marinescu a venit acum 3 ani împreună cu lotul Universitatea Cluj. Mai țineți minte acele migrări în masă
de la Petrolul la Ucluj, în funcție de disponibilitatea patronului Walter. Nu este offset. Ba da, este. Se ridică până la urmă fanionul. O ușoară ezitare a asistentului. De dragul competiției, de dragul meciului, poate ar fi fost bine ca asistentul să nu fie atât de drastic, atât de atent. Centrează Varga. Varga cere hands. Se pare că a dat în mâna apărătorului. Ia să vedem aici offside-ul. Este. Este offside. Semnalizare absolut corectă a asistentului Cosmin Vatmanu. Marinescu din prima, peste. Marinescu a fost jucătorul Stelei până în iunie 2011. S-a accidentat grav în primăvara lui 2013 la genunchi într-o partidă cu Chiajna. A reușit să revină și este în continuare jucător de bază la Petrolul. Să-l vedem pe Monea. Centrarea lui Monea. Era să iasă gol, dar este doar faul la portar. Chirciu. Chirciu l-a lovit pe Cobrea după o centrare destul de bună a lui Monea. Chirciu îi spune lui Cobrea că a fost împins și de aceea s-a ciocnit de el. Cobrea zâmbește până la urmă. Asta a fost centrarea. Nu văd unde este împins Chirciu. Nu, n-a fost împins. A încercat să intervină la minge. Bună intervenția lui Alberto Cobrea. Fost și el portarul Chiajnei. De acolo a venit vara trecută. Alberto Cobrea a fost în poartă la Chiajna Steaua 0-6. Celta Vigo are 2-0 cu Barcelona. Minciună. Monea schimbă cu Chirciu. Cred că Monea a fost mai degrabă încurcat acolo de Șerban. Probabil că dorea să scoată mingea în stânga. N-a apucat să dea pasă. Coman acum îl presează pe Cobrea. Pasa lui Cobrea, bună. Beța. Varga. Varga îi reproșează lui Beța faptul că nu a dat drumul la minge la momentul potrivit. Dâlbea. Diagonală bună. Vasiloi reușește să ajungă mingea. Bun controlul mingii. A vrut să sară peste Peteleu, n-a reușit până la urmă. Va schimba și Petrolul. Eusebiu Tudor îl va trimite în teren pe moldoveanul Milicianu. Celta Vigo continuă să conducă pe Barcelona 2-0 într-un meci transmis în direct de Dolce Sport. Intră Milicianu în locul lui Zubir. Este menajat de la Zubir pentru acest ultim sfert de oră. Locul său
Un internațional de tineret moldovean, Nicolae Milicianu, fost jucător la Rapid, venit în această vară de la Academia Chișinău. Bună pasă la adâncime pentru Totodamuz își dă la o parte adversarul, dar este deposedat de Șerban. Marius Burlacu a încercat să intervină și a căzut în contactul cu masivul, cu vigurosul atacant israelian de origine nigeriană. Totodamuz a fost crescut și el de o mamă adoptivă, de Orit Tamuz. Tatăl său a fost fotbalist la Beitar Netania, dar forțat, probabil, de împrejurări, de nevoi, cine știe, de fapt, care este adevărul. Familia l-a abandonat la această mamă adoptivă, căreia Totodamuz îi poartă un respect extraordinar. 4-0, după un recital al lui Lemnar. În primul rând a fost o lovitură de cap, dintr-o poziție dificilă. Să vedem încă o dată faza. A fost Lemnaru, primul și al doilea, care a fructificat. Este Bucșa, dacă nu mă înșel. Nu. Este chiar Milicianu. Abia a intrat, internaționalul moldovean înscrie, cred că, la un minut de când a pășit pe teren. Minciuna a crezut că găsește o pasă cu călcâiul. L-a angajat însă pe Marinescu și iată acum pe Varga. Totodamuz. Milicianu așteaptă centrarea. Marinescu întârzie jocul. Dâlbea îl lovește pe Varga. Arbitrul a lăsat jocul să continue. Da, la 4-0, Petrolul deja începe să plimbe mingea. Cearcă acest joc de face, acest joc de posesie. Încă o dată Varga, bruscat de data asta de Vlășceanu. Nu mai mult până la final, aproximativ 10 minute. Varga a lovit probabil peste tendoane. Lovitură liberă. Petrolul probabil că nu va mai forța până la final, doar va sta la pândă, va încerca să depisteze și să profite de eventualele greșeli ale adversarilor. Joc de posesie pe spații mici.
Lemnarul lasă mingea pentru Peteleu, Marinescu, omul care distribuie pasele, omul care ia mingile din apărare și le transmite în atac. Varga-i făcuse semn lui Beța să avanseze, să-i dea în adâncime. Cei doi continuă discuția. Bună pasă în adâncime dată de Bucșa. Peteleu și Lemnarul greșește. Lemnarul a avut mingea pe șut, putea să dea din prima sau putea să dea dintre a doua după preluare. N-a făcut însă preluarea bună. Miliceanu a încercat o pătrundere în forță, a fost bine stăpânit de Ioan Șerban. Degajarea lui Iemuțiu până în zona centrală. Coman șterge acest balon cu capul pentru Chirciu. Să micuțul șeptar al Unirii Târlungeni nu poate face altceva decât un pressing acum. Beța. Bună pasă. Varga cere și obține o lovitură liberă după ce a fost lovit. Cartonaș galben primit de Vlășceanu. Asta este motivul. După ce Varga dăduse minge, o agresiune a lui Vlășceanu. Probabil că s-a întâmplat ceva înainte între cei doi. Nu cred că Vlășceanu a intrat la intimidare acum când mai sunt 7 minute până la final. Face asta în primele 5 sau 10 minute. Tamuz. Da, foarte bună combinație. Lemnaru, poarta goală, 5-0. Gol clasic. Gol frumos. Lemnaru scrie și el din asistul lui Toto Tamuz. O privire către asistent. Se pare că n-a fost offside. Nu, n-a fost offside. Foarte bună sincronizarea dintre Toto Tamuz și Valentin Lemnaru. Și jucătorul care a trecut în mare viteză pe la Steaua înscrie și el în cupă. 5-0. Scorul capătă proporții absolut liniștitoare pentru Petrolul și pentru fanii săi, care s-aud din ce în ce mai tare. Pasă greșită, recuperarea tânărului Vasiloi pentru Chirciu. Au de poartă. Chirciu protestează, cere corner. Da, lovitura trebuie repetată, repunerea trebuie repetată, pentru că mingea pasată de portarul Cobrea a fost jucată din interiorul suprafeței de pedeapsă. Iar acum Cobrea trimite prea puternic. Nu este foarte concentrat portarul Petrolului, bine, nici motive prea întemeiate nu are.
Și mingea, iată, reușește să ajungă undeva în flanc. Reluarea lui Coman, prinsă de Cobrea. O acțiune bună pentru standardele Unirii Tărlungeni. Niciun fel de pericol, însă ați văzut și chipul lui Cobrea. Niciun fel de pericol pentru apărarea Petrolului. Varga, cât pe ce să reușească o recuperare importantă. Pasă prea în ceata lui Dâlbea, dar nici Peteleu nu atacă foarte convins acest balon. Vlășceanu, șut bun al lui Vlășceanu, bravo! George Vlășceanu cu un șut în diagonală, sănătos, Cobre atent, reține. Da, ritmul meciului a scăzut. Dacian Varga vine între linii și dă o pasă bună pentru Tamuz. Este și Milicianu acolo, care, după părerea asistentului, era în offside. Tamuz se uită urât la Milicianu. I-a luat mingea. I-a luat mingea și i-a stricat golul. Fază interesantă și destul de grea pentru asistentul Bârdeș. Poate o să o revedem. Dar dacă este offside, într-adevăr, înseamnă că Milicianu va trebui să se ascundă puțin la vestiar de Toto Tamuz. Bine, el a fost bine intenționat, pentru că ați văzut, a luat mingea, după care a pasat-o. Opa, uite aici ceva frumos. Minciună sau adevăr? Minciună până la urmă. Mingea s-a dus alături. Vole frumos. Poarta era părăsită de Cobrea. Mingea cade însă alături. Ia să vedem ce se întâmplă. Greu de apreciat această fază. Depinde care era poziția lui Milicianu față de Tamuz în momentul în care Tamuz a preluat, în momentul în care Tamuz a atins mingea. E greu de apreciat. Poate că în coreloare cu un stop cadru ne-ar ajuta. Nu că ar fi important așa mai mult de amorul artei, de dragul teoriei. După ce se încheie această partidă, puteți urmări din primera Athletic Bilbao, Real Madrid. Atac supranumeric acum. Pasă bună lui Varga la margine. Toto Tamuz, 6-0. Dubla lui Toto Tamuz, mai sunt 2 minute de prelungiri. Bună pasă lui Varga. Da, Varga îl angajează pe Lemnaru și Lemnaru trimite foarte bine, foarte precis pentru Toto Tamuz. Reluare simplă a israelianului. 2 goluri Toto Tamuz, scorul este 6-0 pentru Petrol. Iată, Unirea Tărlungeni a scos în turul precedent pe Gloria Buzău cu 5-0. Astăzi ia 6 de la Petrolul. Thank you.
Casă Bună, Dâlbea, Chirciu și apoi Monea, dar Monea se izbește de rezistența lui Beța. Și meciul se termină. Petrolul 6, Unirea Târlungeni 0. Toto Tamuz mulțumind divinității pentru această seară, pentru dubla pe care a realizat-o. Ceilalți marcatori sunt Benga, Varga, Milicianu și Lemnaru. Încă o dată golurile. Lovitura de cap decisivă, foarte inspirată a lui Benga. Apoi Varga, un asist perfect pentru Toto Tamuz. Varga din nou, un șut din întoarcere, mingea trimisă sub bară. Încă un corner. Lemnaru deviază, scoate Muțiu, dar același Muțiu nu poate opri șutul lui Milicianu. Lemnaru scrie și el, după foarte bună combinație cu Toto Tamuz. Și în fine, Lemnaru îi întoarce serviciul lui Toto Tamuz și israelianul reușește dubla. Petrolul Unirea Târlungeni 6-0. Petrolul merge în...